Mai multe școli din localitatea Pomâr, la județul Botoșani, au fost racordate la cele mai performante sisteme de încălzire. În loc de sobe sau centrale pe lemne, școlile au centrale care folosesc apa din subteran. Un sistem nou pentru noi, chiar dacă este folosit deja de multă vreme în țările nordice. Cu 20.000 de euro, bani accesați prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 5 unități de învățământ din Pomârla vor avea sisteme de încălzire pe bază de pompe care folosesc energia pământului. Sunt foraje de mare adâncime care transferă și transformă apele subterane în căldură și apă caldă. Nu mai un simplu reglaj inițial sau de pe telefon, ci este suficient pentru a avea o temperatură constantă în toată școala. Am scăpat și de noxie și de avizie și de tot ce presupunea munca fochistului. Tot acest sistem este monitorizat printr-o aplicație pe telefon. Astfel, munca fochistului stă acum doar într-o simplă glisare pe un ecran. Omul de serviciu, fochistul, râdeam cu dânsul Adineauru să predea toporul la liceu, că nu mai are nevoie de topor, doar lucrează doar pe tabletă. În exterior 3,5 în momentul acesta, interior 21,9, apa caldă 40 de grade. Toate încăperile din școli sunt astfel încălzite constant, iar caloriferele au dispărut. Nu mai sunt caloriferele clasice, pe care tot timpul copiii le stricau, le atingeau, le izbeau cu băncuțele. Acum căldura vine de sus. Tehnologia nouă a fost primită cu brațele deschise atât de părinții elevilor, cât și de cadrele didactice care predau în aceste școli. Am lucrat în instituții unde nu exista apa curentă, numai caldă, baia nu exista. Au chiar tot ce le trebuie, și căldură și apă caldă. Deocamdată s-au montat sistemele de încălzire la 3 din cele 5 școli din comună, iar acest lucru a fost posibil și pentru că s-au închis școlile și s-au putut realiza lucrările. Dacă până acum, într-o lună de iarnă, numai lemnele costau peste 2500 de lei pentru o unitate de învățământ, primele calcule arată că de acum înainte factura pentru curentul care se consumă nu depășește 1000 de lei.